Urmează ultima partidă din acest sezon, cea cu Știința Miroslava, o echipă deja retrogradată. Da, este o ocazie foarte bună pentru noi să terminăm cu oarecum cu fruntea sus campionatul ăsta. Sunt convins că jucătorii în această partidă vor face risipă de efort și vor fi mai concentrați. Pentru că toată săptămâna am discutat asupra acestui aspect, chiar dacă este final de campionat, trebuie să ne respectăm. Trebuie să ne respectăm față de noi în sine, în primul rând. Apoi față de ceilalți care iubesc Lipensia. Jucători indisponibili pentru meciul ăsta? Bocșan este singurul care nu poate să facă, este accidentat după jocul anterior. În rest, tot lotul este apt și sper să... știți că ultima impresie contează. Sper să ultima impresie să fie una pe măsura a ceea ce am lucrat noi în ultimele săptămâni. La final de campionat toată lumea întocmește bilanțuri. Lipensia a făcut analiza sezonului? Încă nu. Am făcut o oarecum după jocul cu UTA. Pentru că acolo a fost momentul în care noi ne-am rezolvat obiectivul, atingerea obiectivului. Ne-am salvat de la retrogradare, un lucru foarte important. Iar apoi au urmat celelalte două jocuri care, așa cum spuneam, n-am reușit să mai învingem, am pierdut la limită. Dar am pierdut două meciuri pe care le-am controlat în mare parte, ambele jocuri. Am pierdut, așa cum mă tot repet, din greșelile individuale cauzate de lipsa de concentrare. Este relativ un obicei, dar nu numai în fotbalul românesc, ci în fotbalul european, ca după atingerea unui obiectiv, jucătorii să aibă o decompresie în ceea ce privește concentrarea. Uitați-vă și la City și la Bayern și revenind aici, Poliaș după ce și-a atins obiectivul n-a mai câștigat, Sepsi după ce și-a atins obiectivul în Liga 1 n-a mai câștigat. Pe undeva caut să înțeleg, pe de altă parte, dacă vrem să creștem, să punem ceva, o cărămidă la munca noastră după acest sezon, trebuie să fim mai responsabili. Și eu sunt sigur că sâmbătă vom fi.